te rog mult, nu, ia-ți lăbuțele de pe mine, iubi. Ne murdărim, iubire. Consumăm de roșu, după aia la buget ce faci? Mai să-mi iau pe mine sau? Gina, aduce un pahar de apă când vin face, dacă vrei. Hai, iubi, vrei? Nu fi iubirea. Mulțumesc. Mea. Și pe ce rețea tu? Și o cârpă, Gina, dacă tot vrei. Hai, guriță. Păi ce faci cu ea? Să mă șterg tot. Și eu beau apă și te nu vei. S-o crezi tu? Bă, nu vei. S-o crezi tu? Pare că nu vei. Ce? Ce? Să iei viața, să te spui. Deci dacă ai făcut o fetă până ei, mă jur că te măzgălesc pe toată fața cu de-asta, alege. Ne, nu, iubire, că mi-am spus mai fel. Păi bun, alege, ori mă las, ori mă las să beau apă, ori te măzgălesc. Gina, da, să nu-i dai Constantine da, apa. Suntem copii acum. Gina, nu eu, dacă eu ți-am cerut. A, da? Uite, dar numai că asta era. Nu cred. Băi, mamă, bă, de ce faci de-astia? De ce faci de-astia? Da? Vino cu oace, vino aici. Gina, nu mă fă să alerg după tine cu ăștia, vino aici. Nu! Iubire, dă-mi apă să dau, hai. Hai, dă-mi și mie apă să dau, hai. Nu fi iubire, gata. Leneșule, ați dat să te duc să-ți cumperi, să-ți iei singur apă. Să mergem într-o vacanță, vreau să mă trăiesc cu apă și zon. Să-ți go, Raimund! Ce să zică, oră? Nu ești la mireasă, bă, da! Și bine, tine aș te găsește cu... A, nu, e o susținătoare! Ne-a susținut! Și dacă ar fi așa, oricum nu ai crede. Dacă te primi vreo cu vreuna, ești că... E o susținătoare, ne-a plăcut, a venit să vorbească cu mine, să mă întrebe ceva. De fapt... Nu, că mi-e frică! Iabi, nu! Jur că mi-e frică! Iabi, mi-e frică! Dacă, dacă... Așa ți-mi frunzi în frunzi? Deci numai că mi-e frică, deci mi-e groază de înălțime. Înțelegi că mi-e groază așa de înălțime. Așa ți-mi frunzi temerile. Mireasă pentru fiul meu. Hai ziceți-mi, ce a fost asta? De la ce a pornit totul? De la faptul că a cerut Raimund un pahar de apă Ginei? Nu, stăteam la soare și ne era greu să mergem în casă să ne luăm un pahar cu apă. Și el îmi zicea mie, eu îi ziceam lui și tot așa. Până la urmă a venit Gina afară în curte și Raimund i-a zis, Gina, adu-ne și nouă o cană dacă tot ești acolo lângă ușă. Și când a adus, m-am dus eu repede, mi-a luat cana, am băut și am aruncat apa ca să nu mai bea el, să ducă să-și ia singur. Adică să-l scoți din lenevie. Da. Am înțeles. Și de acolo, de acolo a început joaca. Da. Și deja visați la cai verzi pe pereți, cum ar fi la șezlongurile din vacanță și în care Raimund se va trezi cu una o necunoscută pe șezlong, probabil întins. Nu, era vorba că dacă pleacă ea pe undeva, eu adorm și se pune una pe lângă mine pe acolo, ce face Tina. Și? Și el mi-a arătat cum o respinge, cum nu, nu se lasă așa ușor. Și tu îl crezi, sau? Normal că nu. N-ați fost voi încă nicio vacanță împreună, niciunii dintre voi. Ar fi tare interesant și vom vedea.